Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi continui cu seria de tipuri de tratamente pentru varoa. Trebuie înțeles că să știți că este păduche și la ora actuală destul de mult. Astăzi vă voi vorbi despre anumite tratamente, cum ar fi pulverizare, hrănire și picurare. Cel mai utilizat la noi în țară este picurarea, ce se folosește toamna târziu. La noi se folosește acidul oxalic. Acest lucru, deci după ce stropești albinele între intervale cu substanța activă, albina va prelua acest medicament lingându-se una pe alaltă și astfel ajunge soluția respectivă în corpul albinei, fiindcă se va hrăni cu acea substanță, fiindcă cei care folosesc acid oxalic vine preparat cu zahăr, cu sirop de zahăr, acesta albina o să-l lingă și îl bagă în corp, ajunge substanța în sânge, de unde acarienii vor înțepa albina și se vor otrăvi cu sângele albinei, propriu zis. Deci cam atâta vine tratament prin picurare, cam asta este. Următorul ar fi pulverizare, asta înseamnă un singur lucru, deci pulverizare pe intervale sau pe rame. Ați văzut mai mulți pe YouTube filme unde unii folosesc zahăr și pudrează albinile. Singurul lucru ceea ce nu se vede în acele filme este că acel zahăr este cu substanță activă, adică e un medicament inclus în acea pudră. Tot astfel, prin pulverizare, albinele se curăță și ingerează acel zahăr și ajunge substanța activă în corp și se va otrăvi albina tot prin sângele, nu albina, ci acarianul se va otrăvi tot prin sângele albinei. Deci, unii folosesc și făină minerală. Problema cu făina minerală este că se lipește de corpul albinei și dacă este prea fină acea pudră, atunci pur și simplu și albina are de suferit. Se lipesc una de alaltă sau ajunge prea multă pudră în hrana albinei, fiindcă celulele sunt construite un pic spre partea de sus, deci oblige, nu sunt chiar drepte. Prin hrană nu prea se folosește prin hrană medicament antivaroa, fiindcă se poate contamina foarte mult hrană, miere, ca să înțelegeți mai bine. Substanța activă este inclusă în hrană direct și tot acel scop are pentru a otrăvi sângele albinei, deci se va umple cu substanța activă prin care acarianul este otrăvit tot prin sângele albinei. Deci aceste trei metode de tratament folosesc ca capcană pentru varoa hemolimfa albinei. Deci în prealabil o trăvim albina ca să o trăvim la urmă ei acarianul. Eu nu știu, poate aș folosi personal acid oxalic în toamnă. Dar trebuie înțeles că până acum se știa că doar linge ăsta albinele, lingă albinele una pe alta și astfel cad acarienii. Nu așa funcționează, ci ajunge acea substanță activă în sângele albinei, acarianul înțapă albina
și astfel se va otrăvi acarianule. Probabil mulți știați astfel că prin curățire cad acarieni. Iată că nu e așa. Deci acestea trei o să vă spun încă trei care au altă țintă, tot acarienii, dar altfel acționează medicamentul. Aici, vedeți, acționează prin sângele albinei. Bine, atât trebuie să știm cum acționează diferitele tratamente. Cam atât am avut de zis pentru ziua de azi. Numai bine!